Omul de afaceri Tudor Toma a ratat vecinul său în următoarea vilă pentru că este romă. Artur Todiriusă a trezit cu ușa blocată, după ce a fost înjurat, amenințat și discriminat împotriva criteriilor rasiale. Dezvoltatorul Tudor Toma este din nou implicat într-un scandal, după ce a trezit cu un nou vecin într-o zonă de vilă din satul Vișan, o bază comună, județul Iași. Totul a început în urmă cu câteva zile, când Artur Todiriu, în vârstă de 39 de ani, a mutat într-o vilă situată lângă omul de afaceri. Trebuie menționat că în regiune există 3 case construite pe strada Sefe Eliah, cu o curte comună. Accesul este comun și se face printr-o ușă condusă de o telecomandă. Am semnat un acord cu proprietarii, familia Carp. Am dat un avans de 5.000 de euro. Am semnat un contract de comoditate pentru o perioadă de 6 luni. Intenționez să cumpăr casa, este de 150.000 de euro. Am o femeie și 3 copii. Recent am lucrat 3 ani în Norvegia. Pentru că suntem o familie mare, am decis să părăsim apartamentul din Tătaraș, din piața Chirilă. Am găsit această casă. Pe 10 august am mutat, am adus toate lucrurile. Apoi am văzut unul dintre vecini, Tudor Toma. Nu mă așteptam la ceea ce a urmat, a spus Artur Todiriu. Vila este formată dintr-un parter de 57,73 metri pătrați, compus din living, baie, hol și terasă. Marsca este alcătuită din 3 dormitoare, vinetă, baie și 2 terase, cu o suprafață utilizabilă de 55,59 metri pătrați. Scandal imens la vilele orașului Brnova. Artur Todiriu a fost motivat de omul de afaceri. Crezând că se afla într-un bun vecin al lui Tudor Toma, Artur Todiriu a avut o surpriză neplăcută la 11.08.2022, când a încercat să intre în casă. Telecomanda pe care a primit-o pentru ușă nu mai funcționa. Și a dat seama că codurile au fost modificate. Am încercat să obțin clarificări de la Tudor Toma. Acesta din urmă ar fi devenit foarte violent în limbaj. Nu mi-a permis să accesez instanța, chiar dacă am dreptul. A început să mă înjure, soția și copiii lui. Mi-a spus că nu are niciun picior țigan aici. A spus că a pus și a ieșit. Mi-aș pune pe angura ta de țigan, borâtul, a spus Artur Todiriu. Furios că nu a putut intra în casă, bărbatul a chemat avocații și a spus că va folosi toate căile legale. Între timp, în ultimele zile, a trebuit să întâmpine familia la un hotel Iași, destinat să recupereze sumele cheltuite.